Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Păi voi v-ați făcut vreodată poze cu maimuța pe plajă? Nu. Da. Adică maimuța, nu o să... Hai, cu maimuța, mă! Nu cu copiii mei. Eu n-am vrut să zic așa ceva. Am făcut când eram mai mic cu maimuța. Și? Te-a scuipat? Bine. M-am rugat mult de-ai mei. Și de maimuță. Dar pe mine nu mă interesa să fac poză. Vreau să mă joc cu maimuța. Și practic singura șansă să atingi maimuța era să faci poză. Că evident că nu te lăsau. Ai pus mâna pe maimuță? Da. Și cum plac e? Maimuțele la nebunie. Dar era o maimuță mică. Da. Maimuțica. Maimuțica Cici. Așa o chema. Ce o chema? Da, era numai Maia. Și mai poză cu Cici? Nu cred. Ar trebui să o cauți. Da. Trebuie să fie. Am vrea să vedem poza cu tine și maimuțica Cici. Da. Era în gras așa și... Maimuțica nu. Nu. Și nu te-a mușcat? Uite, avem ascultătoare, ne dau mesaje că au mușcat... I-a mușcat maimuța. Au mai fost cazuri, da. Da, maimuțica. Mi se pare periculoasă. Mai simte Zaf? Eu am făcut poză cu iguana. Cu iguana pe cap. Da, pe plajă. Pe plajă Europa FM. Cred că la prima dată când am plecat cu studioul Deșteptarea la Jupiter. Mare. Da, la Jupiter. Era un domn, trecea cu... Nu știu dacă avea maimuță, cred că maimuța Cici sărasă, care răposase. Și cred că era același. Avea o iguană. A pus-o pe cap. Foarte distractiv a fost cu iguana pe cap. Practic n-am mișcat. Da, n-am mișcat. Dar cu măgarul? Nu. N-am pățit. Mai treceau cu măgarul. N-aveam și... curiozități despre asta, mă pozez cu animale. Măgarul mi se pare că avea cel mai mic succes. Dacă normal. Putea să... E un ucrainian, uite, e un caz, un ucrainian antreprenor, cu spirit antreprenorial. A vopsit un cal cu dungi de zebră și l-a dus pe plajă ca să facă bani cu el, adică i-a tras dungi albe ca să arate ca zebra și oamenii chiar au crezut că e zebra. Treceau pe el. Dar pe de altă parte, cum îți poți da seama? Adică dacă ar fi un catâr, hai, calul e mare, poate un cal mai mic. Dacă n-ai văzut niciodată zebră, e posibil să te păcălești. Dacă n-ai văzut niciodată în realitate. Am văzut la zoo când eram mic, dar n-am mai fost de mult. Și acum, dacă... fost de mult la zoo? Da, n-am mai fost de mult la zoo. De ce? Ce mai pare la zoo? Am fost acum vreo 3 ani. La zoo, la noi n-au zebră. La noi, da, la noi. N-au zebră la noi la zoo? Nu, n-au zebră. Nu prea au animale la noi la zoo. Cai, câini, de-astea, porci. Serios? Da, o mulțime de păsări. M-am dus? Am fost cu copii. Păsăret, forță, deci, da, pas, păsăret ăsta de delta. Pelicani, coco, ăla, cormorana. Cormorani. Cormorani au? Da. Și când ne-am dus... Cormoranii hrăiesc cu conserve de ton, presupun. Au. Papagali. Și știi că alea sunt în multe locuri. În capă de tot, pe o parte sunt vulturi și pe o parte, când eram eu mic, erau astea. Elefant, rinocer. Rinocer nu cred că am avut niciodată. Elefant, girafă, da. Zebră. Stai, pauză. Și m-am dus entuziasmat cu copiii încolo. Așa. Și am găsit câini, capre. Capre multe, oi. Oi, porci. Da. Era mai luag acolo. Și mai erau câteva antilope săracele. Mai Camila. O Camila. Da. Da. Camila, săraca de ea. Da. Dar eu am văzut pe partea dreaptă, acolo unde știi tu că sunt vulturi, ulii, da. Și așa mai departe. Am văzut, eu știam că o pasăre când doarme stă în picioare așa, cocoloșită acolo și erau pe parte multe eu dintre ele. Nu cred. Serios. Da. Ne-a anunțat pe cineva? Ba da, am încercat să vorbesc, dar nu, au zis că e ok. Erau puse pe parte așa, cred că. Da. Ar fi fost în vreun program de-asta de ce? Tranquilizare. De balsamare. Înainte de împăiere. Dar plus că multe sunt cu foarte multă vegetație. Și știi cumva, e acolo. Și ele stau. E undeva acolo, dar nu vezi tu. Băi, e acolo, dar nu vezi tu că e băgată după nu știu ce. Practic, vezi cireșul, avem un elefant. Nu? Da, da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.